Vă spun câteva cuvinte despre Dan Tomatunciu. Cu, repetând cuvintele altui om despre care ați auzit și-l cunoașteți, despre minescologul și colecționarul Ion Rogojanu, care prieten cu domnul, spunea că despre Dan Tomatunciu pot spune multe lucruri sau pot vorbi despre faptul că dumnealui are ceea ce se numește bucuria prietenă. Tomatunciu l-am întâlnit la Getica acum o groază de ani. Nici nu mai pot să spun câți ani el ne-a apropiat, tocmai modul sincer și nesofisticat de comunicare în care poți să ai un alt punct de vedere fără să te bați cu cineva. Se observă acum în lumea aceasta care afirmă că iubește pe Eminescu, că există mulți eminescologi, eminescofili, dar există puțină comunicare între gânduri, între oameni cu diverse persoane preocupări legate de Eminescu, care se adune chiar dacă au puncte de vedere diferite. Dar Dan Tomatunciu a pus în valoare multe noutăți, printre care două rapoarte, să le spun așa, în Arhiva Ministerului de Externe, de când lucra acolo, rapoarte ale lui Tudor Rosetti către Nicolae Crețulescu, scrise de Eminescu vremea când era secretar particular, în fapt angajat al Ministerului de Externe. Dan Tomatunciu a reușit să arate că Eminescu a fost totuși un diplomat, adică un personaj care făcea parte din diplomație la 1872. Aceste două scrisori au fost cercetate de către domnul profesor dr. Lucian Ionescu, un om care se ocupă cu atestarea grafologică și care a confirmat că aceste documente erau scrise de Eminescu. Deci era pentru prima dată când s-a făcut o asemenea comunicare, urmarea unui interviu realizat de domnul Dan Tomatunciu. Și în continuare, încercetat din Ion Rogojanu. Dacă vor fi oameni de talia lui Dan Tomatunciu și altora, întotdeauna o să avem noutăți despre Eminescu. Și este bine să nu le dăm pe toate la iveală, ci să mai rămână și pentru alte generații să găsească lucruri interesante. Dan Tomatunciu nu este numai un prieten al lui Eminescu, ci al tuturor celor care au simțeminte față de acest bun al poporului român.